Consiliul Superior al Magistraturii CSM a precizat că nu a validat și nici nu a legitimat în vreun fel protocoalele secrete încheiate de parchetul general cu SRI și transmise spre informare și Consiliului în luna martie acestui an. În urma măsurilor dispuse de plenul Consiliului Superior al Magistraturii în ședința din data de 20 martie 2018, parchetul de pe lângă alta curte de casație și justiție la aceeași dată a transmis Consiliului spre informare două protocoale clasificate, respectiv protocolul de cooperare între parchetul de pe lângă alta curte de casație și justiție și Serviciul Român de Informații, pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin în domeniul securității naționale, încheiat la data de 4 februarie 2009 și protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Parchetul de pe lângă Alta Curte de Casație și Justiție pentru îndeplinirea sarcinilor cele revin potrivit legii, încheiat la data de 8 decembrie 2016. La data de 30 martie 2018, protocoalele au fost restituite parchetului de pe lângă Alta Curte de Casație și Justiție în vederea continuării procedurii de declasificare. A transmis CSM printr-un comunicat de presă. Forul Superior al Justiției din România a mai arătat că nu are competența să avizeze semnarea unor astfel de protocoale. Precizăm că potrivit dispozițiilor legii numărul 317 din 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, acesta nu are competența să avizeze încheierea protocoalelor între instituțiile din cadrul autorității judiciare și alte instituții publice, iar informarea ulterioară a Consiliului cu referire la aceste protocoale, în condițiile amintite, nu are nicio relevanță sub aspectul împrejurărilor în care acestea au fost încheiate, nevalidându sau legitimându-le în un fel, mai informează CSM. Reacția Consiliului Superior al Magistraturii vine după ce ieri Procurorul General al României, Augustin Lazar, a declarat că a comunicat și CSM cele două protocoale, cel din 2009 și cel din 2016, și că CSM nu a spus că ar exista vreo problemă.